Bună seara, bine v-am regăsit. Opriți țara că noi avem congres. Cam asta se întâmplă în aceste zile, când reformele promise la începutul guvernării sunt blocate în așteptarea noului președinte al PNL. Mai grav de atât, pentru că are un impact imediat și asupra sănătății noastre, măsurile de prevenție în fața valului 4 stau pe loc. Și asta pentru că premierul vrea să câștige concursul de popularitate nu doar în partid, ci și în afara lui. Despre costurile care vin la pachet cu amabilitatea greșit înțeleasă o să discutăm în seara asta. Și pentru că aripa liberală a guvernării e deocamdată ocupată cu laudele la adresa șefului, cea USR Plusistă a găsit un culoar liber și, printre două nemulțumiri, strecoară și propuneri care să arate că e pe fază, că e preocupată de pericolele care bat la ușă. Detaliem imediat. Tot în emisiunea de astăzi despre valul de accidente rutiere soldate cu morți, 24 doar în acest weekend. Ministrul de Interne spune că nu e atât de gravă situația. Ce să înțelegem de aici? Că probabil nici nu vom vedea măsuri mai ferme luate pentru a preveni tragediile. Despre comportamentul la volan care duce la astfel de situații vorbim ceva mai târziu. Sunt Tudor Mușat, actualitatea, începem chiar acum. Mai întâi despre săgețile trimise zilnic de USR Plus în direcția PNL. Congresul lor întârzie reformele. Reproșurile curg de câteva zile, ministrul Ghinea vorbea acum 3 zile despre jocul muzical din PNL care ține orice altceva pe loc. Astăzi vicepremierul Dan Barna spune că abia după septembrie se va putea discuta despre onorarea promisiunilor din programul de guvernare. Că în PNL este o competiție de cine dă mai multe castane USR Plusului. N-am ce să comentez foarte mult. E un lucru pe care îl observăm cu toții. Așteptăm și aștept să treacă acest super septembrie în care toate cele trei partide au alegeri și apoi să ne întoarcem mai asumat pe programul de guvernare și pe reformele de acolo. Dincolo de asta sunt, mă rog, elemente de retorică de campanie. Unele sunt mai departe, unele sunt mai aproape. Că Sijul e aproape, mai trebuie doar să găsim forța să dăm băbârnacul de desfințare. Repet, pentru unele dintre ele am convenit în cadrul coaliției că le vom aborda după septembrie, deci după ce cele trei partide vor avea noile conduceri validate sau noite și din acel moment vom lua fiecare dintre ele și vom așeza și un calendar pe masă. Da, jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Istoria, bună seara. Bună seara. Îi salut și pe invitații noștri politicieni, senatorul Radu Oprea, purtător de cuvânt PSD, deputatul USR Plus Adrian Viner, bună seara domnilor, mulțumesc tuturor foarte mult. Ion Meioniță, avem un culoar liber cumva lăsat de blocajul PNL, care își vede numai de congres. Între timp USR Plus se agită foarte tare. Când nu are de emis niște nemulțumiri, are de emis niște propuneri, cum o să vedem imediat, cum e cea a domnului Barna, cu vaccinarea, cu molurile, cu accesul, cu biserica și așa mai departe. Pare că doar aripa USR Plus lucrează în momentul ăsta? Da, încă o dată, bună seara. Este vorba despre o inversare de roluri acum. PNL-ul este în focurile unei campanii electorale, în timp ce la USR lucrurile par mai liniștite, chiar dacă și USR Plus are acest congres tot pentru alegerea unei conduceri, de iată că acolo lucrurile sunt mult mai liniștite, cel puțin la suprafață, și nu răbufnesc dinăuntru atacuri, așa cum vedem la PNL. PNL și principalul partid de guvernare, dă premierul, deci e o greutate în plus acolo, așa că USR Plus poate să stea un pic pe margine și să facă imagine, să facă propuneri la admiteri interesante. Problema este foarte mare și e gravă. Nu s-a făcut nimic în ultimele luni pentru a preveni ceea ce se va întâmpla. Va fi un val 4 pentru că a început în Europa și vedem țări care revin. Iată, Olanda a revenit cu măsuri. O țară care începuse deja să deschidă, să arate că dă drumul la concerte, că dă drumul la arene sportive. Iată, acum măsurile s-au întors, premierul și-a cerut scuze că a început prea devreme. Și la noi stăm pe ureche pentru că suntem în această perioadă de scădere. Deși s-a încheiat perioada de scădere, a început să crească și dacă ne uităm pe cifrele importante, arată foarte clar că pandemia începe din nou
și pentru la toamnă să putem să ne așteptăm la ceea ce mai rău, pentru că sunt doar 30% dintre români vaccinați și deci cu 70% populație nevaccinată va fi un val, sperăm să putem controla lucrurile, dar e îngrijorător. Despre ce s-ar putea întâmpla mai multe la ora 22, vă anunț de pe acum cu doi medici și cercetători epidemiologi despre valul 4. De spus numai că țări care au vaccinat mult mai mult decât noi, dar nu chiar în jur de 70%, să spunem, deja au probleme acum, cum e Israelul, sau am vorbit de țări din Marea Britanie, unde e clar că pe segmentul nevaccinat începe să se dezvolte din nou, fiind un segment vulnerabil. Domnule Wiener, pentru că sunteți și medic, e concurs de popularitate în momentul ăsta? Nu dăm niciun fel, așa-l vedeți, nu dăm niciun fel de măsură restrictivă, nu ne gândim la nimic, vreo măsură care să poată fi luată de acum, pentru că și abordarea pandemiei e blocată în Congresul PNL? Nu, deocamdată nu avem transmitere comunitară susținută în România. Deci măsurile de avem o transmitere sporadică, e adevărat, mai întinsă, mai concretă decât până acum, dar nu avem o transmitere comunitară susținută care să reclame, să zic, ca în anumite comunități să existe restricții în acest sens. Sigur, trebuie să înțelegem cu toții că sunt măsuri indubitabile care pot frâna extinderea unui val 4, care, din păcate, în România, unde pe segmentul 65 plus avem 30% doar vaccinați, deci din persoanele vulnerabile, numărul de forme severe și de decese, din păcate, va fi mai mare ca în țările din Europa, unde predominant populația vulnerabilă este acoperită, este imunizată. Ce am înțeles eu, inclusiv de la Ministerul Sănătății, care vă reprezintă pe dumneavoastră în guvern, pe cei de la USR Plus, în discuția noastră de vineri seara de aici, a fost că mai așteptăm până în septembrie cu pachetul de măsuri și pentru vaccinarea obligatorie sau testarea obligatorie a medicilor și pentru alte răspunsuri, pentru că lumea trebuie să respire, ni s-a spus. Vaccinarea obligatorie nu s-a pus. Pare mai degrabă o așteptare politică decât una bazată pe rațiuni medicale. Deocamdată ceea ce face este să accelerăm, să implicăm toți factorii responsabili în campania de vaccinare. Fie că vorbim de transmiterea mesajelor de către instituții legitime sau credibile, mult mai credibile decât clasa politică, cum este Biserica Ortodoxă, fie că vorbim de implicarea primarilor în campania de vaccinare din rural, fie că vorbim de implicarea fiecărui politician, a partidelor politice, efectiv, la propriu, în campania de vaccinare, de promovare, de informare, asta cred că trebuie făcut și nu poate fi pus pe pauză sub nicio formă. Măsurile de restricție, sigur, atunci când lucrurile vor deveni serioase, ele se vor impune, că asta fac toate țările și e dovedit că sunt... Asta pare și problema, că de-abia atunci când lucrurile vor deveni serioase, se vor lua niște măsuri, nu înainte. Tocmai ca ele să nu devină serioase. E greu de spus dacă restricțiile efectiv pot preîntâmpina apariția transmiterii comunitare. Ceea ce este cert însă este că odată apărută transmiterea comunitară, panta ascendentă a numărului de cazuri poate fi aplatizată, poate fi diminuată prin măsuri de restricție. Bun, nu e numai despre pandemie, spuneam domnule senator Oprea, este despre un întreg act de guvernare care merge așa cu motoarele la turație minimă. Cum vedeți? Domnul Barna a vorbit astăzi despre multe promisiuni pe care le-au făcut în campania electorală, atât cei de la USR Plus, cât și cei de la PNL. Vorbea și despre pensiile speciale. Sunt uitate de mult, nu vor să le rezolve, deși sunt exact în mâna lor. Adică ar trebui și au tot ceea ce le... au toate atributele astăzi, astfel încât să poată să rezolve această chestiune a pensiilor speciale. Un alt lucru pe care îl spunea domnul Barna era despre atragerea de fonduri europene. Un alt lucru care este, din păcate, uitat în România. Ministrul Ghinea, din vechiul cadru financiar multianual, este tot acel ministru zero pe care l-am cunoscut. Iar la PNRR, vestea de astăzi este că alte 4 state membre au obținut de la Ecofin dreptul de a primi avansul.
Deci au ajuns să fie 16 state. Noi rămânem în acel pluton de corijenți în toamnă, în iarnă, când o fi, vom vedea. Cam asta este realitatea guvernării de dreapta, lipsă de performanță pe toate palierele. De la vaccinare despre care vorbeați cu acel 30%, deja mă uitam pe anumite statistici, cu primul vaccin, Belgia a ajuns la 86%. La fel țările nordice, Danemarca, adică sunt 82%, sunt țări care sunt extrem de mult în fața României. Este evident eșecul pe care îl are campania de vaccinare în România, eșec negat atât de premier cât și de cei din coaliția de dreapta și de vină cine sunt. Întotdeauna sunt cetățenii României. Ei, lucrul ăsta din punctul nostru de vedere este absolut inacceptabil, iar faptul că astăzi nu se guvernează, că premierul Câțu este ocupat cu campania internă, nici de cum cu guvernarea țării, a ajuns la Alba Iulie la inundații după 4-5 zile. Și dacă îl întrebăm ce s-a întâmplat urmare acestei vizite, răspunsul va fi simplu. Nimic, absolut nimic. I-am spus astăzi premierului că ar trebui să delege atribuțiile. Au mai făcut-o și alți premieri când au fost plecați în concediu sau în alte lucruri. Să-și delege atribuțiile pentru că e o campanie electorală de partid, ziceți. Interne pentru campania electorală internă. A folosit resursele guvernului. E, lucrul ăsta este absolut inadmisibil. Să-și delege atribuțiile, Ion Ioniță, pentru că e o campanie internă de partid. Ce remarc eu e că e o campanie care durează vreo 4 luni și ceva până în septembrie, în vreme ce orice alte alegeri au o campanie electorală formală, oficială, de o lună, ăsta durează 4. Și e aici un punct, un semn de întrebare legat de cât poți să te mai ocupi și de treburile guvernului, da, când evident, tu ai de mers prin teritoriu să negociezi simpatia și voturile de acolo. Este. Și vedem și reacțiile din partea USR+. Domne, mai stăm până în septembrie, mai vedem că acum nu avem ce face sau diverse alte afirmații legate de inconsistența actului de guvernare. Pentru că, într-adevăr, premierul se află în campanie electorală și pare mai puțin acum angrenat în ceea ce înseamnă guvernarea României, într-un moment definitoriu, pentru că e PNR-ul care trebuie... Bine, l-au înaintat, așa așteaptă, dar într-adevăr, e foarte târziu. Deja încep să vină bani pentru alte state care s-au mișcat mai repede. Noi spunem, da, în septembrie o să ne aprobe și nouă. Da, o să ne aprobe și nouă în septembrie. Însă, cel mai important lucru, și cred că asta nu înțeleg actualii guvernanți, mă refer la aripa PNL a guvernării, este că guvernarea e mai importantă decât alegerile interne din partid. Adică poți să câștigi alegerile interne din partid și guvernând bine. Adică venind cu mesajul de guvernare și poți să te duci în campanie electorală în PNL și să spui, uitați fraților, avem, au plecat fondurile europene, au plecat investițiile, ceea ce unele sunt reale. Adică este o creștere economică fără precedent în România. S-ar putea anul ăsta să fie de 10%, ceea ce n-am văzut nici în Asia, asemenea creștere. O revenire economică, dar ține asta loc de, nu, eu știu, nu, alte măsuri? Nu, va faptul fi că Florin Câțu reală, crâmbițează pe Facebook lucrurile, da, astea nu, și atât. Nu ține, exact. Da. Creșterea va fi reală, pentru că a fost minus 4% anul trecut pe pandemie, un 10%. Hai să nu fie 10%, să fie 8%. Și îți rămân 4% creștere, 5% creștere, ceea ce e mult pentru o țară ca România. Sunt lucruri concrete. Dar nu numai din inerția reluării economice după pandemie, ci acele resurse suplimentare pot fi folosite, pentru că inevitabil vei avea mai mulți bani la buget. Ori dacă tu arunci toți banii ăștia în campanie electorală din PNL în sensul că promiți pentru primari, pentru administrațiile locale, veniți, că vor fi bani, votați-mă pe mine și așa mai departe, sigur că toate aceste creștere economică se duce în direcții care nu susțin mai departe și anul viitor și anul viitor. Când ar trebui să te orientezi spre ceea ce se întâmplă cu deficitul bugetar, cu împrumuturile care trebuie să susțină acest deficit, deci să folosești resursele astea suplimentare în sănătoșirea macroeconomică a României. Dar dincolo de asta, da, e o problemă. Guvernarea este importantă. Dacă un partid
pierde guvernarea în România, este un partid, un partid ratat. Ratează mandatul. Uitați-vă ce a făcut PSD-ul. Exact același lucru. PSD a fost în campanie internă și și-a schimbat guvern după guvern pentru că nu plăceau liderului de atunci al partidului. Și dădea afară după 6 luni din diverse, cu diverse și pretexte. Și nimeni nu înțelegea nimic. Și nici măcar s-au patut mai mult propriul electorat. Adică 42% un rezultat istoric care îți permitea să faci practic tot ce vrei la guvernare și l-au făcut praf acest rezultat de 42% în 3 ani. Și au pierdut și guvernarea cu un an înainte de, de termen. Așa și liberal. Nu se gândesc că guvernarea este mai importantă și că ține mai mult de campanie electorală ca argument decât să te duci să spui avem mai creștere. Da, ba mai mult, Ion Meioniță, mi se pare că ei se compară cu acea guvernare sau cu acele guvernări, Dăncilă, Tudose, Grindeanu, spunând era tot ce putea fi mai rău în țara asta, noi suntem mai buni, dar n-ajunge să te compari cu niște guvernări eșuate, și cu niște premieri. Și mai e ceva, miza guvernării, pentru că ai două candidaturi și miza este guvernarea în sensul în care Ludovic Orban spune vreau funcția de premier dacă voi câștiga, ceea ce înseamnă căderea guvernului, ceea ce înseamnă criză guvernului, adică repeți exact greșelile pe care le-au făcut ceilalți care și-au tăiat craca de sub picioare. Doar cu scuza, noi suntem PNL, nu suntem PSD. Da, dar apropo craca de pierderea încrederii, o singură dată de sub picioare. Și apropo de tăiat craca de sub picioare, sigur că sondajele variază, dar încep să arate această tendință că guvernarea erodează până la urmă. USR Plus a pierdut, de pildă, din încrederea bucureștenilor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 32%, iar USR Plus și PNL ar merge umăr la umăr cu 25%, respectiv 22%. Sunt datele celui mai recent sondaj Curs. Pragul electoral ar mai fi trecut de AUR, care ar obține 8%. Vorbim de electoratul bucureștean. Nu e vorba neapărat de alegeri locale, e vorba de preferințele politice ale bucureștenilor. Sondaj făcut asupra populației adulte rezidente în capitală, 18 ani și peste, marjă de eroare plus minus 3%. Domnule Oprea, cum vedeți rezultatele astea? Nu e că vă avantajează pe dumneavoastră foarte tare, încep să-i dezavantajeze pe ceilalți, oarecum. Eu aș face o precizare. Nu au fost guvernări eșuate, cele ale PSD, din punct de vedere al nivelului de trai real pe care l-au simțit cetățenii României și lucrul acesta... Domnule Oprea, la o lună de la preluarea guvernării lumea era în stradă, în Piața Victoriei. Vă dau o singură... Eu vorbesc despre oamenii care au ieșit din sărăcie. 1.900.000 de români au depășit acest prag. Din păcate, peste 120.000 în ultimul an de zile s-au reîntors în această stare de privare materială, de sărăcie severă. Despre aceste lucruri vorbim, despre faptul că nu au mai crescut pensiile, nu au mai crescut salariile, nu au mai crescut alocațiile, în schimb au crescut prețurile, a crescut factura la gaze, a crescut factura la energie electrică. Majoritatea românilor, cei mulți, acei pensionari cu pensia minimă de 800 de lei, simt aceste lucruri. În timpul guvernării PSD, din această perspectivă, nu a fost o guvernare eșuată. Pentru ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, noi ne-am înțeles lecția și am și plătit prețul la un moment dat, pentru că ați văzut la ce valoare ajunsesem, la ce procente ajunsesem în sondaje și la alegeri, că de fapt acolo măsor cel mai bine. Am înțeles această lecție pe care am primit-o de la cetățeni. Dar din punct de vedere al nivelului de trai, să știți că puterea de cumpărare era mult mai mare, mult mai solidă ca astăzi și deja cetățenii fac comparația. Probabil că și sondajele de opinie arată acest lucru. Pe București e simplu și dumneavoastră și noi și cei care au trecut acum 2 ani și acum un an în București văd că Bucureștiul se degradează, că nu se întâmplă lucruri nici în sectorul 1, nici în ceea ce ține de Primăria Generală a Capitalei. E, pentru că vorbiți despre asta, vin imediat la dumneavoastră, domnule deputat, dar vreau să ne uităm un pic la cum, care este noua țintă a premierului în relația cu partenerii de guvernare. A avut de spus niște lucruri tocmai despre administrația Bucureștiului despre care noi vorbim în acest weekend la alegerile pentru președinția organizației București. Să-l vedem. Vom susține candidați liberali la toate primăriile de sector. Cu respectul, domnule primar general, în 2024 voi susține un candidat liberal la Primăria Generală. Nu vom mai face compromisuri. Compromisurile costă.
Să știți că astăzi, când mergem pe stradă în București și merg și eu pe stradă, vine lumea și mă întreabă de ce nu este tăiată iarba în nu știu ce parc. PNL decontează, deși nu are administrațiile. Nimic nu vă oprea, domnule primar general, să intrați în Partidul Național Liberal după ce ați primit susținerea Partidului Național Liberal. A început această competiție, din punctul meu de vedere, nu elegant. Câteva acuze pentru oameni care și-au exprimat opțiunea liber, așa cum fac liberalii, pentru un candidat sau altul. Sper că am depășit acel moment. Sper că ne-am dat seama ce înseamnă competiție. Da, domnule Viner, o nouă declarație de dragoste, între ghilimele, față de partenerii pe care i-au luat drept sac de box cei de la PNL în ultimele săptămâni, în ultimele luni chiar, de când s-a anunțat congresul ăsta, de-au ajuns și colegii dumneavoastră să spună terminați cu concursul de castane la adresa noastră. Da, acum, conform acestei teorii, sigur, care poate că îi dă oarecare vizibilitate mai bună în Partidul Național Liberal, conform acestei strategii, astăzi aveam tot pe doamna Firea la Primăria Generală, erau tot primarii PSD la toate sectoarele, dacă nu găseam formula să negociem fiecare sector în parte și susținere comună pentru candidați unici. Bineînțeles că nu cred că este o strategie câștigătoare, din potrivă, cred că în capitală forțele de dreapta trebuie să găsească candidați unici și să mențină actualul status quo. Sigur, sunt câteva impedimente, câteva lucruri. Primăria sectorului 1 a fost o primărie devalizată, eșuată. Ceea ce face acum Clotilde Armand, practic, este o restaurare a unei stări de fapt normale. Bucureștenii au fost furați, au fost acolo, sunt contracte frauduloase pe zeci de ani de zile. Sunt facturi care, iată, ultimul raport al Ministerului de Finanțe ne arată că sunt de fapt prejudicii care au fost aduse bugetului primăriei sectorului 1 de peste 50 de milioane de euro, care vor trebui, sigur, chestionate. Cea mai bună soluție era să lași gunoaiele pe stradă și să te începi să te... Asta a făcut Romprestu, practic, în virtutea legii, da, acest serviciu... Urmarea neplăților... Nu putea fi oprit, nu putea fi suspendat. Asta a înțeles să facă pentru a forța mâna Consiliului Local să plătească niște facturi care sunt litigioase. Acum, cu starea de urgent, cu starea de alertă care s-a declarat, sigur, nu este un gest politic, este o constatare a unei stări de fapt anormale. Viața și sănătatea bucureștenilor este pusă în pericol. Lucrurile se găsesc soluții alternative pentru ca acele gunoaie să fie ridicate. Nu văd nimic în neregulă cu asta. Contracost și nerezolvând problema de fond, Ion Meioniță, de fapt. Păi, nu? Problema că de fond acolo... va dura ani de zile, probabil. Păi, bun, asta nu face situația mai foarte digerabilă. Acolo. E un contract beton, semnat cu zeci de ani în urmă, foarte greu de desfăcut ceea ce s-a semnat atunci. Condițiile sunt cele cunoscute. Acum că a ales o cale bună sau nu, situația se vede pe stradă. Și e destul de rău ce se situația întâmplă. Situația a fost așa, mă cert cu voi și n-am nicio soluție. Da. Acum soluția cu starea de alertă e una temporară, da, și care ne costă suplimentar. Cam când e și legat de mâini și de picioare, când prin acel contract nu văd cum poți să ieși din el, acum decât peste 20 de ani, când expiră contractul. Până sau la un urmă, proces argumentat un proces beton, care durează și el vreo 10 ani. Și el, probabil, da? Și tot acolo ajunge. Deci depinde ce alegi ca un politic. Acum e o decizie politică pe care a luat-o primarul sectorului 1. Criticile lui Florin Câțu spre asta se duceau? Nu, criticile lui Florin Câțu se duceau spre Ludovic Orban. El îl ataca pe Ludovic Orban pentru că a mers pe această variantă și vezi, doamne, n-am pus noi primar liberal. Sigur că știe și Florin Câțu că dacă punea candidați liberal nu câștigau. Deci nu aveau nicio șansă și că a fost într-adevăr o mișcare politică. E un caz clasic extrem. După război, mulți viteși se arată. După război, adică asta e, de fapt nu mai există niciun fel de regulă și ataci adversarul cu tot ce ai la îndemână. Că ai pietre, că ai o măciucă, pui mâna pe ceai și dai. Și atunci, având în față electoratul liberal din București și reprezentanții organizațiilor, vii și le spui, vă pun pe voi, voi veți fi primarii, când vom ajunge la alegeri,
mult și mai și bine, dar nu s-a dorit. Și în față, da. Sigur, puteau să pierdă glorios și pierdeau. Uitați-vă la rezultate. Domnul Viner are dreptate. Are foarte mare dreptate că pierdeau glorios, nu o băteau pe doamna Firea. Asta e clar, arată sondajele, nu sondajele, rezultatele alegerilor, dacă ar fi împărțit voturile. Și nu stau bine liberalii în București. Din contră, performanțele organizației București au fost printre cele mai slabe din țară, ca procent. Așa încât n-aveau cu ce să se laude. Dar acum este o competiție electorală, ceea ce surprinde, într-adevăr, este duritatea ei. Este mult mai dură, parcă sunt două partide diferite. Să bate în interior cu tot ce au la îndemână. Stați că ne întoarcem imediat și la povestea asta cu cât de dure sunt mesajele ambelor tabere. Vreau să mai întreb pe domnul senator Oprea, apropo de sectorul 1 și de reproșurile astea, mă rog, deghizate ale domnului Câțu, că s-ar fi întâmplat altfel. La sectorul 1 avem o situație care sigur are și o componentă politică, pentru că doamna Arman se ceartă cu majoritatea cumva ad hoc constituită de PSD și PNL în a bloca schimbarea furnizorului, schimbarea prestatorului, într-o stare de alertă decisă cu chiu cu vai, care permite ridicarea parțială a gunoaielor de pe străzi de către o altă companie. Cam la ce am ajuns, de fapt? Este decisă într-o cârdășie între prefectul USR și primarul USR. Mă rog, USR Plus. Aceasta este realitatea. Noi vom ataca în instanță, în contencios, această stare de alertă, instituirea ei, pentru că rezultatele pe care le-am văzut nu sunt în favoarea cetățeanului din București, care rămâne în continuare cu gunoaie, rămâne cu șobolanii pe stradă și rămâne și fără bani, pentru că va plăti mai mult decât atât. Au fost deja poziții publice care au arătat că această licitație a fost făcută de o manieră absolut netransparentă, deși cei de la USR Plus sunt apostolii transparenței. Mai transparenți ca ei nu există, nu a știut nimeni nimic, 3 minute a durat între postare și atribuire și se pare că a și fost înainte de starea de alertă. Adică acolo e un iz de lucruri în neregulă care probabil că ar trebui să fie verificate de către instituțiile statului. Deci și cu mai mulți bani plătiți, și fără curățenie, și cu șobolani. Și atunci cetățeanul din București, din sectorul 1, nu are nimic de câștigat și vom ataca această stare, instituirea stării de alertă în contencios. Da, avem, domnule Viner, ceva în plus față de gunoaie și șobolani. Avem un nou scandal între doamna Arman și partenerii, teoretic partenerii de la PNL, pe care îi acuză că de fapt au format cu PSD-ul noul USL și că blochează schimbarea și reformele în sector. Da, au fost mai multe decizii succesive în care au demonstrat oarecum acest lucru. Cea mai recentă, absența practic de la ședința convocată ieri, prin care primarul Arman solicita să fie desemnată ca reprezentantă în instanță pentru rezilierea contractului cu Romprest. Vreau însă să aduc niște precizări. N-a fost o licitație, a fost o atribuire directă. N-a fost făcută înainte de momentul declanșării stării de alertă, ci după. Și nu este mai scump, este mai ieftin. În rest, tot ce a zis... E mai ieftin, dar e în paralel cu... Adică nu e în loc de... Pe tona de gunoi decât serviciul... Bun, repet, e în paralel cu ceea ce trebuie oricum să achiziți prestatorului titulastul. Și nu se plătește de două ori sau în plus, ci acele tone de gunoi se plătesc o singură dată. Cu actualul... E adevărat, domnule deputat, dar nu se sting obligațiile față de prestatorul titular Romprest. Nu dispar undeva. E adevărat, este o situație litigioasă care va trebui reglată în instanță. Cea mai facilă cale... Sunt două lucruri separate. Pe de o parte e vorba de acele facturi care sunt considerate de rapoartele instituțiilor abilitate ca fiind umflate, ca și constituind prejudiciu, care va trebui recuperat în instanță, sub o formă sau alta, sau, mă rog, instanța ar trebui să se pronunțe pe substanța acelor facturi, dacă ele trebuie sau nu plătite, sau, dimpotrivă, dacă prețul serviciilor prestate a fost exagerat și trebuie revizuit. Și al doilea lucru este rezilierea în instanță a contractului, în măsura în care obligațiile prevăzute în acest contract și în lege de altfel nu au fost furnizate. Adică aceste lucruri îndreptățește cel puțin
o acțiune în instanța primarului pentru a încerca să rezilieze acest contract. 20 de secunde, atribuirea pe PSAP apare în data de 23, când încă nu intrase teoretic în vigoare starea de alertă. Dar mă rog, aici probabil că, știu eu, dacă cineva contestă în instanță lucrul ăsta, mi-imaginez că scuza o să fie: știam că o să vină starea de alertă la miezul nopții și ne-am pregătit. Sau ceva de genul ăsta. 20 de secunde vreau să intervin, pentru că domnul Viner este pe punctajul acela al dumnealor de partid în care trebuie să ia apărarea obligatoriu doamnei primar Clotilde Armand. Ce nu spune domnul Viner este următorul lucru: că acea situație litigioasă despre care vorbește nu a fost constatată de nicio instanță încă în România, cum că ar fi niște datorii, nu sunt un specialist în acest caz, dar ce am văzut tot în prezentarea dumneavoastră de mass media. În schimb, există astăzi anumite facturi care sunt titlul executoriu și care vor veni și vor bloca conturile primăriei. Asta din partea firmei care prestează astăzi. Deci aici este o realitate a momentului care duce la penalități certe, lichide și exigibile pe care cetățeanul din sectorul 1 le are de plătit, și despre ceva prezumptiv care nu se știe dacă cumva vreo instanță va constata într-adevăr că se vor transforma și acestea în prejudicii. Dar e doar un episod. Numai, ce crea de doamna Arma? Un lucru mult mai grav. Dincolo de acest litigiu pe sectorul 1, situația este la nivelul Bucureștiului. De foarte mulți ani de zile, locuitorii Bucureștiului au învățat să-și arunce gunoi în stradă. Deși există obligația fiecăruia să aibă un contract pentru gunoiul lui de acasă, menajer, care să-i fie ridicat de acasă, oamenii, vedeți, seara cum ies sau dimineața, ies cu pungile de gunoi și le pun pe stradă. Deci odată e gunoiul de stradă pe care trebuie să-l ia, fie că coșurile de gunoi și așa, dar este vorba de gunoiul menajer care se adună pe stradă, pentru că oamenii nu mai vor să, nu știu de, cu ce mentalitate au, să-ți arunci gunoiul în stradă. Și în fiecare sector, numai că acolo funcționează aceste firme, plătite tot din bani publici, care ar trebui să facă curat pe stradă, dar strâng și aceștia de gunoi menajer, pe care n-ar trebui să-i strângă. Pentru că e cealaltă, sunt firme specializate cu care ai contract să vină, ești obligat. O nu să mai faci așa ceva, iar dacă situația asta, sectorul 1, se duce în toate sectoarele, să vedeți cum va fi București un morman de gunoaie din care nu mai putem ieși. Mai ales că nu avem unde să le ducem în curând. Nu văd să reacționeze nici primăria generală, nici când mergi pe stradă și vezi oamenii cu saci de gunoi și aruncă pe stradă cu gunoi menajer, vin șobolanii, nu e niciun fel de problemă. Deci o chestie care cu care oamenii s-au obișnuit în București, ceea ce e absolut aberant. Dincolo de acest episod, vorbeam de duritatea declarațiilor de ambele părți. L-am auzit în weekendul ăsta pe Ciprian Ciucu, nou președinte PNL București, susținător al domnului Câțu, spunând: premierul îl susțin pentru că până acum PNL a avut un lider așa mai dictatorial, domnul Câțu e mai liberal în manifestări. Și acum stau eu și mă întreb, uitându-ne la declarațiile din ultimele zile ale lui Florin Câțu, care vine și își face acest cult al creșterii economice pe Facebook și cum îi scoatem pe români din nefericire și așa mai departe, uitându-ne la tot felul de mici răzbunări, cum a fost cu domnul Nazare, care nu-l susținea și pe care l-a dat afară, tot felul de fire din astea ciudate în care instituții ale statului te trezești că mai fac o ridicare de om de afaceri doar pentru că e suspectat sau, mă rog, coincidență, e aliat sau prieten sau amic sau eu știu ce, bănuit de simpatic cu Ludovic Orban. Stai și te întrebi, care să fie mai dictatorial în momentul în care Rareș Bogdan, susținător și el al lui Câțu, cere garanții că partidul după congres, 1, nu o să se rupă și 2, nu o să plece din funcții cei care le au doar din motiv de aceste răzbunări. Adică pare că nici aliații domnului Câțu n-au foarte multă încredere la capitolul ăsta. Partidele pot să ajungă într-o situație în care să nu mai controleze aceste lupte interne. Deci o competiție electorală e normală, un partid democratic trebuie să facă așa ceva, trebuie să legitimeze o nouă conducere când se termină un mandat, pentru că altfel se osifică și se duc de râpă, nu se adaptează, să vină programe, să vină oameni noi, să fie în concurență, ai votat și mergi mai departe.
Asta e logica. La noi, dacă se ajunge în lupte din astea și competiția electorală se transformă în dihonie, partidele se pulverizează. Și avem exemple de partide care au dispărut de pe scenă, că unul fugea cu o ștampilă, unul fugea cu altă ștampilă și unul cu cheia de la birou. Și s-au făcut praf și pulbere. Partide care au fost de la guvernare în România, nu orice fel de partidulețe. Ori, să faci chestia asta cât timp ești la guvernare pare să fie o problemă. Să ne imaginăm scenariul în care Florin Câțu rămâne premier și Ludovic Orban președinte PNL. Trebuie un mesaj unificator și ce s-ar după întâmpla? Lupta asta. Exact. Trebuie să-i aduci înapoi pe oameni să le oferă perspectivă. De aceea așa trebuie procedat. Domnilor, trecem de campanie electorală, ne alegem președintele, mergem împreună mai departe. Că dacă ne apucăm să tăiem capete în stânga și în dreapta, că l-au susținut pe Orban, că l-au susținut pe Câțu, facem praf partidul, cu siguranță. Și e și la guvernare. Deci e rețeta sigură să te duci la 2% la următoarele alegeri. Sau măcar, de-abia să intri în Parlament. Ceea ce nu este niciun despre fel despre consecințele rezultat. Asupra întregii guvernări, coaliții și asupra noastră tuturor, am vorbit încă de la început, domnule Vineri. Întrebarea este cu ce tip de lider ați lucrat la PNL, că răspunsurile pe care le-am auzit din partea colegilor dumneavoastră, și de-aia vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, au fost cu cel care va avea în spatele lui mai mult lume, putere de decizie și așa mai departe. Aluzia e un fel de cu cine o să miște mai repede reformele alea promise, dacă înțeleg eu bine. Exact. Despre asta vorba. Este vorba. Interesul nostru este să materializăm reformele și programele. Păi și ați tatonat sau știți așa cum arată în PNL polarizarea în jurul sau împotriva reformelor? Sigur că acum, în momentul ăsta, nu se poate discuta, de exemplu, despre pensiile speciale ale primarilor și președinților de consilii județene. Nu se poate discuta despre alegeri în două tururi, cu PNL mă refer. Sunt lucruri care nu pot fi, sunt prea sensibili pentru a fi discutate și tranșate în vreun fel. Sunt prea sensibile pentru niște grupuri din PNL, adică. Evident, lucrurile trebuie să se așeze într-un fel sau altul după alegeri și trebuie asumate aceste lucruri pe care le-am creat anterior ca să le promovăm, să le discutăm, să le dezbatem și să le adoptăm până la urmă. Pensiile speciale, din nou, este un subiect care va inunda agenda publică în momentul în care ele vor fi puse ca și proiecte efective pe masă. Deci lucrurile trebuie să fie oarecum în zona rece, în zona rațională, în zona asumată de decizie pentru a putea fi împinse înainte. În momentul ăsta, când lucrurile sunt volatile, în momentul ăsta când lucrurile sunt oarecum inconsecvente chiar de la o săptămână la alta, e greu de mișcat lucrurile mari. Dar e timp, eu cred că din toamnă maturitatea va prevala și lucrurile se vor putea așeza într-un calendar. Uite că noi avem, domnule Oprea, un iz din ceea ce s-ar putea întâmpla, pentru că acum Florin Câțu e premier, Ludovic Orban e președinte la PNL și la Camera Deputaților și deja se acuză unul pe celălalt că nu mișcă fiecare în partea lui anumite reforme. Câțu zice, eu la guvern mi-am făcut treaba să facă Parlamentul. Parlamentul, adică Orban, zice, stai puțin că noi facem ce trebuie și așa mai departe. Și stau și mă întreb dacă situația va rămâne aceeași de la toamnă și PNL nu o să-și dea jos premierul să provoace o criză și lucrurile rămân cum sunt, o fi Orban ales președinte PNL și Câțu premier, dacă nu cumva o să asistăm la același lucru, de fapt. Asta cu certitudine, da. Dar mă gândeam că domnul Vineri ar putea să fie, spre exemplu, în USR, o voce și să solicite colegilor lui să respecte programul de guvernare, pentru că ei clamează acest lucru, nu? Le reproșează partenerilor de la PNL că nu pot respecta programul de guvernare din cauza lor. Ce ar fi ca USR Plus să fie primii care respectă programul de guvernare, ar putea să vorbească cu Claudiu Năsui, cu ministrul economiei, și să aplice din programul de guvernare al dumneavoastră, al coaliției, despre acesta vorbesc, cele 55 de programe pentru sprijinul antreprenorilor care sunt blocate astăzi. Din 57 pe care le aveți în programul de guvernare, doar două funcționează. 55 sunt blocate și nu aveți nici de gând niciodată să le mai faceți. De la Startup Nation la microindustrie, vă obligă legea, adică chiar sunt legi care guvernează aceste programe și care vă obligă. Dar nu le faceți, nu le respectați,
despre lucrurile acestea nu vorbiți în coaliția de guvernare, ci doar despre ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Sunt din ce mai puține lucruri, am impresia. Coaliție nu funcționează, vă mai dau o singură informație. În seara aceasta se închide Mintia, se închide termocentrala, 700 de oameni vor fi pe drumuri, unul s-a sinucis, din păcate, acum două zile sau acum o zi, și astea sunt problemele de la, pe care ar trebui să le rezolvați. Nu cearta aceasta fără sens între dumneavoastră și în interiorul. Da, din păcate se vorbește despre din ce în ce mai puține lucruri în coaliție. Mulțumesc foarte mult, domnilor, tuturor. Ne întoarcem la actualitatea imediat. Record de morți pe șosele în acest weekend. 24. Ministrului nu i se pare chiar atât de grav. Ce e de făcut? Rămâneți alături de noi. Record de morți pe șoselele României într-un singur weekend, 24 de decese. Și totuși ministrului de interne nu îi se pare că lucrurile stau foarte rău. Lucian Bode spune că în 2019 țara noastră s-a aflat pe primul loc în clasamentul deceselor provocate de accidente rutiere, dar că acum stăm mai bine decât atunci. Dacă ne uităm pe o statistică, evident, din nefericire, România se află în topul clasamentului european la numărul de persoane decedate în accidente rutiere. Dar raportându-ne la anul 2019, pentru că anul 2020 a fost un an atipic în care nu putem să luăm ca an de referință ceea ce privește accidentele rutiere grave pe drumurile publice. Am avut, spre exemplu, 8125 de răniți grav doar în anul 2019. Dacă ne raportăm la semestrul 1 din 2021, avem 1667. Deci pe 6 luni de zile, numărul accidentelor grave, a persoanelor decedate și a răniților grav a scăzut în raport cu anul 2019, raportându-ne la cele 6 luni. Eu aș vrea să fac un apel către toți participanții la trafic să circule cu prudență. Este o vorbă românească, grăbiți-vă încet, să nu se grăbească. Doctor în psihologie, specialist în siguranță rutieră și conducere defensivă, Emil Gâtej, în legătură cu noi. Bună seara, domnule Gâtej, mulțumesc foarte mult. Ajunge doar asta, să te grăbești încet, cum sugerează ministrul? Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Sigur că nu. În primul rând, vorba este latină, este festina lente și are în sine această vorbă o parte de bucurie. Ori ceea ce se întâmplă pe drumurile din România nu e nici pe departe motiv de bucurie. Înregistrăm 5 morți pe zi de foarte mult timp încoace și pare că autorităților nu le pasă atât de mult de viața celorlalți. Cerem prudență, dar nu oferim niciun strop de educație. Șoferii din România nu sunt educați. Oricine, în orice meserie, că e electrician, că e frizer, că e orice, odată la 5 ani, trece printr-un proces de recalificare. Șoferii din România nu. Dacă i-am întrebat pe cei de pe stradă ce înseamnă, cine știe, drum expres sau un anumite semne de circulație nou apărute, cu siguranță nu știu. Deci cu siguranță nu e suficient doar să ne grăbim încet, nu e suficient doar să fim excesiv de prudenți, e nevoie de un efort concertat și e un adevărat cocktail pe care cercetătorii de pe planetă l-au găsit ca fiind de succes în acest domeniu al siguranței rutiere. El presupune acest cocktail, pe de o parte educație, pe de altă parte infrastructură semnalizată. Infrastructura nu poate să apară peste noapte, dar poate să fie îmbunătățită la nivelul semnalizării și tot așa. Și bineînțeles partea aceasta de prevenție și de sancțiune. Apropo care să de fie sancțiune, făcută cu simț de răspundere. Da, și în înăsprirea legislației, cum cer unii polițiști, ar fi soluția? Și în ce direcție?
Înăsprirea legislației este una dintre soluții. Sunt țări din Uniunea Europeană și din lume care au o legislație extrem, extrem de dură în ceea ce privește regimul circulației, dar acompaniază această legislație dură de multe alte măsuri cu care practic vin în sprijinul conducătorilor auto, în sprijinul cetățenilor. Dacă înăsprim pur și simplu, nu o să obținem mare lucru, pentru că la noi și psihologia poporului român este aceea de a găsi portițe, de a se descurca. Sigur, sigur, vor găsi niște modalități să știe unde sunt amplasate radarele sau să evite amenzile și tot așa. De altfel, cam asta se întâmplă atunci când avem radare pe drumurile publice. În dreptul radarului se merge încet, după care se merge excesiv de tare și acolo se întâmplă accidentele. Da, există un profil al șoferului român predispus la accidente sau care provoacă accidente? Da, din păcate există un astfel de profil. Este un profil al unui șofer care în primul și în primul rând se crede atotputernic, care această senzație că poate să facă mai multe lucruri în același timp, poate să și butoneze telefonul, să și aibă alte activități prin mașină și tot așa. Și în acest context, noi știm psihologic că nu putem aloca mai mult de 20% unei alte activități și 80% unei activități principale, ceea ce în mod sigur, în momentul folosirii telefonului mobil, spre exemplu, se inversează acest procent. Adăugăm la acest profil al șoferului producător de accidente o lipsă de empatie, are impresia că e mașină, nu că e om, uită că în spatele fiecărei mașini, în spatele fiecărui parbriz sunt tot de om, sunt alții ca el care vor să ajungă cu bine la destinație, nu e ca la întreceri, ca la mașinuțe, adăugăm la acest profil și maturitatea emoțională, nu suportă să fie devansat, nu suportă să fie cineva altcineva mai rapid decât e el. E foarte bună observația dumneavoastră, o vedem nu doar pe autostrăzi sau pe drumuri unde se merge cu viteză, ci și într-un oraș aglomerat ca Bucureștiul, cu siguranță, probabil foarte mulți dintre dumneavoastră ați văzut oameni tăindu-ți fața doar ca să fie ei primii la semafor, sau dacă tu ești a treia mașină să fie ei a doua, dar în orice caz să reușească să fie mai în față decât altcineva, chit că după ce accelerează se opresc imediat, pentru că e un semafor sau e o intersecție sau mai știu eu ce. Asta cum se explică? Este rezultatul unor gânduri iraționale. Nu gândesc înainte ceea ce fac. De asta vorbim atât de mult de educație. Școala de șoferi poate că nu întotdeauna are timpul, energia și cunoștințele necesare să ofere așa ceva. E vorba de o programare a călătoriei, de un setting mental cu care plecăm la drum și pe care îl vedem în alte țări că este posibil. Nu dăm acum, nu știu, exemple concrete. Poate că ne putem uita la Germania, la Marea Britanie, unde șoferii sunt foarte liniștiți, răbdători, nu au astfel de apucături, să le zic așa, care nu sunt decât rodul unor gânduri iraționale. Un gând irațional înseamnă un gând care nu are niciun fel de bază în realitate. Depășesc, fac șicane, fac nenorociri, ca după aia să mă opresc. Bun, și ce am câștigat cu asta? Am câștigat o secundă. Sau riscul... Cam asta este modalitatea de acțiune, dar fac asta pentru că nu există consecințe. Sunt țări în care astfel de comportamente sunt asociate irresponsabililor, oamenilor care consumă substanțe sau alcool și sunt opriți imediat. Dacă ar exista astfel de consecințe, probabil că ar fi descurajat. Mulțumesc foarte mult, domnule Gâtej, de precizat că așteptăm încă măsurile împotriva celor care mergeau pe contrasens sau întorceau pe Autostrada Soarelui, de pildă. Ne întoarcem la actualitatea în câteva momente. Pregătiri de valul 4, ce spun medicii și specialiștii. Rămâneți cu noi!